Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială și cea alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură 3 numere reale în variabilele A, B și C și afișează pe ecran cea mai mare valoare dintre acestea. De exemplu, dacă A este egal cu 22, B egal cu -7,3 și C egal cu 23, atunci în urma execuției programului se afișează valoarea 23. În construcția algoritmului de rezolvare, după citirea de la tastatură a valorilor corespunzătoare variabilelor A, B și C, vom utiliza o nouă variabilă denumită maxnr. La finalul programului, în această variabilă, vom regăsi valoarea maximă dintre valorile corespunzătoare variabilelor A, B și C. La pasul 2 se inițializează valoarea variabilei maxnr cu valoarea 22 corespunzătoare variabilei A. La pasul următor se verifică dacă valoarea variabilei B, adică -7,3, este mai mare decât valoarea variabilei maxnr, adică 22. Și nu se realizează nicio modificare, deoarece nu este îndeplinită această condiție. La pasul 4 se verifică dacă valoarea variabilei C, adică 23, este mai mare decât valoarea variabilei maxnr, adică 22. Și cum această condiție este îndeplinită, se va modifica valoarea variabilei maxnr și aceasta va prelua valoarea 23. În final, vom afișa valoarea variabilei maxnr. În codul prezentat, se citesc de la tastatură, cu ajutorul instrucțiunii input, valori reale pentru variabilele A, B și C. Totodată, se vor afișa și mesaje care invită utilizatorul să introducă de la tastatură valorile solicitate. Variabila maxnr va prelua valoarea variabilei A. Se verifică dacă valoarea variabilei B este mai mare decât valoarea variabilei maxnr și în caz afirmativ, variabila maxnr va prelua valoarea variabilei B și se procedează similar și cu variabila C. La finalul programului se afișează cu ajutorul instrucțiunii print valoarea variabilei maxnr. Se testează programul și la execuție se citesc de la tastatură valorile 32, -7,3 și 23 și se observă că valoarea afișată este 32, corespunzătoare maximului. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură 3 numere reale în variabilele A, B și C și le afișează valorile pe ecran în ordine crescătoare, despărțite printr-un spațiu. De exemplu, dacă pentru variabilele A, B și C citim valorile 32, -7,3 și 23, atunci, în urma execuției programului, pe ecran, se afișează valorile ordonate crescător, -7,3, 23 și 32. În construcția algoritmului, la pasul 1, se utilizează variabilele A, B și C. Acestea vor primi valori citite de la tastatură. La pasul 2,
vom repeta raționamentul problemei rezolvate anterior și vom calcula în variabila minim cea mai mică valoare dintre cele trei valori corespunzătoare variabilelor A, B și C. Aceasta va fi -7,3. La pasul 3 al algoritmului vom repeta raționamentul problemei rezolvate anterior și vom calcula de această dată, în variabila maxim, cea mai mare valoare dintre cele trei valori corespunzătoare variabilelor A, B și C. Aceasta va fi 32. În acest moment se observă că variabila minim are valoarea -7,3 și variabila maxim are valoarea 32. La finalul algoritmului se calculează valoarea variabilei mijloc ca fiind suma celor trei valori citite de la tastatură, din care se scad valorile minimului și maximului. Astfel, variabila mijloc va primi valoarea 23. Se vor afișa valorile variabilelor minim, mijloc și maxim, corespunzătoare ordonării crescătoare pentru cele trei numere reale date. În codul prezentat, se citesc de la tastatură, cu ajutorul instrucțiunii input, valori corespunzătoare variabilelor A, B și C. Totodată, se vor afișa și mesaje care invită utilizatorul să introducă de la tastatură valorile solicitate. Se utilizează variabilele maxim și minim, și ambele vor primi la inițializare valoarea variabilei A. Se verifică dacă valoarea variabilei minim este mai mare decât valoarea variabilei B și în caz afirmativ, minimul primește valoarea variabilei B. Și se procedează similar și cu variabila C. Se verifică ulterior dacă valoarea variabilei maxim este mai mică decât valoarea variabilei B și se actualizează valoarea variabilei maxim. Se procedează similar și cu variabila C. În variabila mijloc se calculează suma valorilor celor trei variabile, din care vom scădea valorile variabilelor minim și maxim. În final, cu ajutorul instrucțiunii print, se afișează pe ecran valorile corespunzătoare variabilelor minim, mijloc și maxim. Observăm cum pașii prezentați anterior au fost transpuși în limbajul de programare Python. În prima parte a algoritmului se calculează în variabila minim cea mai mică valoare dintre cele citite de la tastatură și în variabila maxim cea mai mare valoare dintre cele citite de la tastatură. Se determină apoi valoarea mijlocului. Să vedem ce se întâmplă la execuția codului. Dacă se citesc de la tastatură valorile 32, -7,3 și 23, se vor afișa valorile respective în ordine crescătoare. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python, care citește de la tastatură un număr natural n și afișează pe ecran mesajul da dacă valoarea respectivă este pătrat perfect și mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă valoarea variabilei n este egală cu 16, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul da, iar dacă valoarea variabilei n este egală cu 15, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul nu. Aplicație practică 4. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural OP, OP strict mai mic decât 2, și apoi două valori reale A și B. Programul afișează pe ecran dacă OP egal cu 0,
suma dintre A și B, respectiv diferența dintre A și B, dacă OP egal cu 1. De exemplu, dacă de la tastatură se introduc valorile OP egal cu 0, A egal cu 10, B egal cu 5, atunci, în urma execuției, programul va afișa valoarea 15, iar dacă de la tastatură se introduc valorile OP egal cu 1, A egal cu 10, B egal cu 15, atunci, în urma execuției, programul va afișa pe ecran valoarea minus 5. În codul prezentat, în variabila OP, se citește o valoare întreagă de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii input. Se procedează similar pentru citirea valorilor variabilelor reale A și B. Totodată, se vor afișa și mesaje care invită utilizatorul să introducă de la tastatură valorile solicitate. Se verifică cu ajutorul instrucțiunii if dacă valoarea variabilei OP este 0 și în caz afirmativ se afișează cu ajutorul instrucțiunii print suma valorilor corespunzătoare variabilelor A și B, iar în caz contrar diferența acestora. La execuția codului, dacă de la tastatură se citesc valorile 0, 10 și 5, atunci se va afișa valoarea 15 corespunzătoare sumei, iar dacă se citesc valorile 1, 10 și 15, se va afișa valoarea minus 5 corespunzătoare diferenței. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural OP, OP mai mic ca 4, și două valori întregi A și B, și afișează pe ecran suma dintre A și B dacă OP e 0, diferența dintre A și B dacă OP este 1, produsul dintre A și B dacă OP egal cu 2 și rezultatul împărțirii lui A la B sau mesajul imposibil dacă OP egal cu 3. De exemplu, dacă de la tastatură se introduc valorile 0, 7 și 5, atunci pe ecran se afișează valoarea 12, iar dacă se introduc valorile 1, 2 și 5, pe ecran se afișează valoarea minus 3. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.